Când jucătorii faimoși sunt distruși de Cristiano Ronaldo, încă îmi pare rău de jucătorii care vor urma. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu reacție de pe canal, aveți linkul original în descriere. După cum știți, am reacționat și la Messi la un videoclip de genul, așa că trebuie să reacționăm și la Cristiano, să nu se supere nimeni. Da, dacă mai vreți videoclipuri de genul, lăsați acolo un like, hai să strângem și noi 2000 de like-uri la acest videoclip. Ok, primul de pe listă este Piqué acolo, Piqué este trimis după țigări. Mai avea puțin Piqué și lua somn acolo. Zici că era în pat Piqué cum s-a întins pe jos. Uitați-vă aici. Cu mâinile la spate, frumos, se pregătea să se culce. L-a trimis Cristiano la culcare, din păcate. Din păcate pentru el. Iar aici Cristiano încearcă o scăriță. Doar că mi se pare că acest gol a fost anulat pentru că s-a băgat Nani și a fost prins în offside. Mai departe îl umilește acolo pe Zanetti. Zanetti, unul dintre cei mai buni fundași dreapta din istorie. Matt Hummels este și el acolo ridiculizat, dacă putem spune așa. Folosim și noi cuvinte mai șmechere. În fine, mai departe l-avem pe Sergio Busquets. Cred că este în același match. Busquets încearcă să intre acolo la Ronaldo. Ronaldo face un invers elastico, parcă așa se numește această schemă. Șutează, dar din păcate nu marchează. Dar trebuie să recunoaștem că faza a fost destul de șmecheră. Aici Koke și el este trimis după țigări. Ronaldo face acolo un... nu știu cum se numește schema aia, să fiu sincer. Dar e șmecheră. Mai departe, îl umilește aici pe Buffon. Scapă 1 vs 1, trece acolo de el. Îl întinde pe Buffon pe jos și marchează aici împotriva celor de la Juventus. Pe vremea când era, la Real Madrid. Ce a zis omul? Ca să nu mai distrug atât pe Juventus, mă duc la el, la echipă. În fine, mai departe avem aici versus Gündogan. Gündogan când era la Borussia Dortmund. Da, trece acolo bine de Gündogan, însă trebuie să paseze înapoi acolo, este nevoit să paseze înapoi. Pe Pogba acolo, de asemenea îl pune pe jos, ce-i drept Pogba a alunecat acolo. Nu știu dacă a fost mai mult schema lui Ronaldo sau gazonul care l-au făcut să cadă pe jos. Mai departe îl avem pe Maldini, bă, să treci de Maldini chiar e ceva, să fiu sincer. Face acolo o preluare foarte bună și trece de Maldini dintr-o mișcare. Mai departe l-avem aici pe Lionel Messi și pe Busquets. Trece acolo de amândoi. Este în margine, este prins între doi jucători. De fapt, trei jucători, însă cumva reușește să treacă acolo. Mai departe versus Jerome Boateng. Îi trece mingea printre picioare acolo Ronaldo lui Boateng. Destul de șmecher. Versus Ryan Giggs aici. Ok, Ryan Giggs încearcă acolo alunecare, aici nu putem să spunem că l-a umilit. Ryan Giggs a gândit el foarte prost, oricum era în spatele lui Ronaldo. Cred că a vrut mai mult să-l faulteze Ryan Giggs decât să ia mingea. A, uite aici, da, aici a trecut, ok. Mai departe, avem aici versus Yaya Toure. Yaya Toure încearcă alunecare, dar nu reușește. Vidal încearcă și el de asemenea alunecare. Deva biciclete din partea lui Ronaldo. Da, din nou încearcă să faulteze acolo Vidal. Companii, trece de companii, dar nu marchează pentru că o scoate portarul acolo. Trece bine de companii. Următorul pe listă este Mascherano. Ok, face un Ronaldo Chop și Mascherano. Mascherano a mușcat puțin din iarbă acolo, puțin din gazon. Am înțeles. Din nou versus Vincent Companii. E victima principală companii, văd. Ba, aici nu prea trecut. Ia cam luat mingea companii din câte am văzut. Ok, mai departe avem aici versus Ricardo Kaká și ce frumos trece Cristiano. O ruletă impecabilă făcută de Cristiano în momentul potrivit. Aici trece de Maicon. De Gilberto Silva trece de asemenea. Trece destul de bine. Versus Xavi, și de Xavi e ceva să treci, chiar dacă Xavi nu e chiar așa bun pe defensivă, e mai bun pe pase, e ceva să treci și de Xavi. Versus Nazri, saltă mingea acolo, încearcă un voleu, dar nu iese. Versus Deco, versus Puyol aici, în margine, Ronaldo era să cadă și el, mi s-a părut că a alunecat acolo, din nou versus Puyol aici, da frate, aici, da, aici chiar a trecut bine, l-a făcut în viteză. Și versus Cannavaro, este ceva să treci și de Cannavaro, având în vedere că are balonul de aur Cannavaro ca fundaș central, îți dai seama că este greu să treci de el. Mai departe versus Ashley Cole, fostul jucător al celor de la Chelsea. Aici Ronaldo era foarte tânăr,
versus Ribery și aici cred că era destul de tânăr Ronaldo versus Joe Cole și Ashley Cole la național aici. Boom! Versus SCN, legenda din FIFA 20. Din nou Ashley Cole, o victimă principală în acest clip. Makelele era destul de bun pe defensivă. Bă, nu prea a trecut acolo, mai mult s-a dus în margine, așa mi s-a părut cel puțin. Și cam aici se termină clipul, un videoclip destul de șmecher, sper că v-a plăcut și vouă, like acolo, 2000 de like-uri dacă mai vreți să reacționăm la alți jucători care umilesc alți jucători. Ăsta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut, like, subscribe, eu am fost Gianni, v-am pupat!